What's poppin'? Brand new whip, just hopped in. I got options. I can pass that bitch like Stockton. Domnilor și domnilor, aplauze pentru Octavian Mann. Uite-vă, leul meu! Oh! Am venit pentru Mihai. Eram sigur. Sunt eu, Leu de la Mega. Nu mai trebuie să mergi la psiholog. Sunt aici, exist. Poate să mă vadă toți oamenii. Ce m-am zis? Mi s-a făcut tare dor de tine. Știi cum se zice, Mihai? Ah, lasă-o baltă. Wow! Știi cum se zice, Mihai? Ochii care nu se văd, se uită. Da. Nu și ce al lui Victor Ciorbea. Bună seara, doamnelor și domnilor! Ai notat-o ca fiind bună, da? Da, ca prima glumă, da, tată. Să trecem la ce vă place cel mai mult, bârfe despre vedete. Am văzut că Bianca Drăgușanu a declarat că ea nu ar putea fi niciodată cu un bărbat care are o scotă. Avea lucru care mi s-a părut amuzant din pricina faptului că dacă ea și-ar fi făcut un profil de Tinder, era identic cu al unei mașini de genul pe OLX. Și anume, 4 airbag-uri, un pic lovită, facelift și a fost condusă doar de un bătrânel. O, stați, asta era la Monica Gabor. V-ați întrebat vreodată de ce 9 din 10 medici dentiști recomandă fiecare pastă de dinți? Vă zic eu, pentru că de fiecare dată printre cei 10 medici este și dentistul domnului Dragnea. Oh. Ah. Alexandra Stan, după 7 luni a divorțat. Lucru care mă face să cred că relațiile ei intime seamănă cu episoadele în care Liviu Vârciu este invitat la Neamărin. Adică, pe scurt, făcut mâncare și primit bătaie. Cleopatra Stratan a făcut vâlvă prin showbiz când nu a avut naș la nuntă. Bine, în România lucrurile imposibile devin posibile. Și așa a declarat și ea că s-a inspirat de la Natalia Mateuț, care de câțiva ani fură un trai ca prezentatoare. Ce talent o recomandă pe Natalia? Numele de familie. Ei, dar nu mai e rău. În continuare, vreau să zic de... Bă, pare deja o anchetă. Nu? E o mică inchiziție aici. De Iulia Vântur, poate vă surprinde faptul că este de succes la Bollywood și este și căsătorită cu unul din cei mai renumiți actori de acolo. Unde? La Bollywood? La Bollywood. Da. Bollywood. Continuă, că nu, e fost gen... A sunat a băile Herculane. Însă nu și pentru mine nu a fost nicio surpriză faptul că ea a reușit acolo, fiindcă la urma urmei a prezentat timp de 7 ani o emisiune cot la cot cu o persoană de origini indiene. No. În schimb, divorțul care a luat cu asalt lumea cancanului este cel dintre Ana Maria Prodan și Regecamp. Eu aveam așteptări mai mari de la Ana, dat fiind că acesta îi zicea că în fiecare săptămână are câte 2 meciuri în deplasare. Iar după ce au apărut poze nude cu aceasta, ea a zis că m-am născut ca să vedeți ceva frumos. Ei bine, nu și Alexa, el nu mai vede nimic de când e cu ea. În continuare... Cine e Alexia? Cine e Alex? Un antrenor și la un moment dat a fost filmat în timp ce Ana Maria Prodan îi dădea o zmedie. Nu e Alexa ăla de... Nu e! Alexa de a prinde lumina. Da. Nu, Alexa sting lumina. De Loreta ați mai auzit ceva? Da. Acum un an se zicea că ar fi prostituată, dar e femeie în toată firea, măi, nu e adevărat. Ea chiar și-a deschis un salon nou de masaj. Bine, masaj ca ea practică și Alina Plugaru, numai că Alina e filmată. Ai, ai, no. Mamă. Continuă. Mamă. Deci să mă bată mama care acum probabil că se uită la televizor. Dacă eu am văzut-o vreodată pe Matache în halul ăsta de fiartă. Fiartă era. Bă, fiartă era foc. Primul lucru pe care Antena 1 îl caută atunci când se filmează Insula Iubirii este să fie lângă ocean. De ce? Pentru ca ispitele să fie în fiecare seară alături de peștilor. Oh, oh!
lucrurile se schimbă. Se schimbă în trenduri, se schimbă în muzică, se schimbă în politică și ar trebui să se schimbe și aici. Nu mi se mai pare amuzant faci pe cineva la TV. Chiar nu mi se mai pare amuzant. Două glume. Sunt niște tine. Nu ai niște întâmpit. Deci eu pachet de nervi în halul ăsta n-am văzut-o niciodată. Mă clocotea. Nu mai e funny. Bă, simțeam că bagă un cuțit în mine, mă atac. Mă auzeam că râd. Nu, era ceva îngrozitor. Mihai, eu înțeleg acum de ce nu vrei să te însori. Înțeleg perfect, ți-ai pierde toată fericirea care o mai ai, ți-ai pierde inspirația și ți-ai pierde și cariera. La urma urmei vezi asta direct din cercul tău de prieten, că l-ai pe flic. Bravo, deci Matache se transformase în dragon. Am văzut-o în viața mea, halul ăsta. Vrea să îl împuște. Mă bucur că Antena se gândește și la game show-uri, că n-am mai avut de mult de la Te pui cu blondele. Acum a apărut Prețul cel bun, unde oameni de rând trebuie să ghicească prețul diferitelor obiecte din sală. De obicei se începe cu ghicitul la ceva ușor. De aceea primul lucru o au expusă pe Daniela Crudu. Fetelor, râde pentru că se simte stânjenit, să știi. Bă, să te ferească Dumnezeu să o enervezi cu Matache. Bă, pare că face foarte urât dacă se enervează. Vai de cap, nu. Doamne, și cum se frăsuia și cum... Se transformase în el ori doi. Micuțu sau Radu Valahu al comediei. Du-te, băi, nu... Băi, hai că am fost bun asta, bă, notează-o pe asta. Trei! Hai, mă! Ce să mai zic de el? Este și actor și stand-upper. Talentat în amândouă, este cunoscut în showbiz ca un dublu talent. În viața reală, singurul lucru dublu e bypass-ul gastric care trebuie să-l facă. Pe care trebuie să-l facă. Pe care trebuie să-l facă. Ia două oară cum faci asta. E momentul în care Delia s-a transformat în cavaler ioanit și a luat armura și a dat cu parul un concurent. Ce ai zis că n-am auzit? Știi, mă, respect considerație! Care ai zis la două oară când faci greșeala asta? Vezi, de-aia nu-ți vorbesc. Isoscel, lasă nici până zi. Continuați! La final am și ceva, un moment poetic. Exact asta, bă, vine perfect! Sunt noroase vedetuțe, pe la Antena Star se adună, când le vezi fără machiaje, noapte bună. Numai Neamărin suspină și când Liviu Vârciu tace, ce-a fost ai umor odată, odihnească-se în pace. Oh, oh, oh. S-a dat stingerea! Acest băiat a venit și a dat tot ce a putut, adică nimic. Ba chiar a reușit să o readucă la viață pe Delia. A trezit-o din starea ei vegetativă. Cred că a venit acel moment, domnul Cătălin, în care centrul înaintaș al juriului nostru ce fie cel care să grăiască primul, întrucât este și juratul care a reacționat în cele mai vari... Ai reacționat călăgios, eu am avut niște mimici. În orice caz nu te-a lăsat rece. Da, nu m-a lăsat rece. Nu e numărul meu preferat. Zău. Da. Adică am fi așa undeva mai la distanță. Îmi pare rău pentru el care 23 de ani. Îmi pare rău că are abordarea asta. Nu era nimic fresh, nimic din conținutul lui. Nimic. Domnul contabil, sufăr după jurizările tale. Locul tău nu este pe scenă. Nu ești făcut pentru asta. Te rog frumos să nu mai... Adică, și ca să încerc să continui, că nu știu cum să zic, ca să înțelegi de fapt ce m-a deranjat. E vorba de niște lucruri care se vorbesc așa, în general, de niște clișee obosite. Am mai auzit asta. Nu mai e funny, crede-mă, nu mai e funny pentru nimeni. Nu mai e funny, gata, a fost. Atât de... Ce, mă, nu mai e funny ce să faci glume despre vedete? Nu mai e funny vedete, să faci glume despre Daniela Crudu. Like, nu mai e funny. Deci tu ai senzația că nu se pot găsi în momentul de față nu. 50 glume. De glume bune despre Daniela Crudu? Trebuie să fie bune. Păi asta zic. Trebuie să fie bune, nu doar că este prostituată. Nu mi se pare o glumă. Matache a devenit o feministă într-o zonă extremistă un pic, știi? un pic, ești tripată cu chestia asta cu political correctness. Care political correctness, nu, atenție, este foarte periculos. Nu e nimic periculos. Da, e mișto să nu mai facem mișto de persoane care sunt bătute. Efectiv. E mișto să nu râdem că Alexandra Stan a avut ochii negri. E un subiect despre care n-ar trebui să glumești.
sunt femei care suferă de abuzuri și suferă în continuare și sunt lucruri care se întâmplă în țara asta. Adică în momentul ăsta una e bătută. Nu mi se pare amuzant să vii să întărești chestia asta făcând glume și părând să fie o normalitate. Că nu e o normalitate să-ți iei bătaie. Nu știu cum ai ajuns aici. Stimabili concetățeni, când votați pentru amor, votați cu mintea. Îmi dai o senzație de vreau să plec. Ochelul nici nu mai calculăm. Deci până și el s-a reținut. După aia doar și-a bifat răutatea lui, știi? Pe care și pe aia a spus așa, cumva... Da, da, sunt și aici, putem mea, băga mea, morți, răniți, așa, o prostie. Atât eu, părățică. În momentul în care te afli pe scenă, să știi că în foarte multe situații ai aerul ăsta al unui tocilar care chiar spune răutăți cumva, știi? Dar eu ți-admir foarte, foarte tare curajul, chiar l-admir. Îți dai seama dacă eu am ajuns în situația în care să mă gândesc cum să fiu eu diplomat la o jurizare din cauza lui Matache? Să te ferească Dumnezeu! Strict din punct de vedere al balanței, nu? Bune, rele, în ceea ce ai făcut tu, votul vine în consecință. Să vedem voturile! Oh. Ești vedeta serii, crede-mă! N-a fost nici roast, nici tentativă de stand-up, n-a fost nimic. Ai făcut un singur lucru bun. Ai venit ca să ne-o redai pe Delia, pe cea care o ține minte de acum câteva sezoane. Că a fost vie astăzi. Tata, nu știu dacă ne mai dorim. Te rog eu. Băi, stai moartă. Stai moartă că-ți face un mese în căsătărină. Și să știți că de acum colo să păstrez rețeta. Să fiu cât se poate de sinceră când nu-mi convine ceva și mi se pare mie că e abordată situația greșit. Nu mi se pare ok. Și am să votez. Suntem